Dar... Am zis că acest transfer pentru tine. Nu poate să rămân că este. Am venit la o foarte iubită în România și părinții ar trebui de ideea foarte performanță, m-am convins să vină și... Ai zis că eu vreau să merge în Europa? Cu siguranță. Am, știu planurile conducerii, vor să facă performanță, să joace în Europa League și de aceea am ales să vină aici. Steaua mai poate fi prinsă în urmă? Da, de ce nu? Sunt atâtea etape de jucat și vedeți cum un club se poate juca la orice. Dar de fi avut de ales, dacă îmi place la Steaua și avem aici la Craiova. Și la Steaua mai fost, la Craiova mai fost. E un pariu și mai bine? O să fie mai bine la Craiova? Cu siguranță că o să fie mai bine. Am adunat experiență unde am fost și sper ca să o demonstrez. Vrei să dai o palmă și steliștilor care au renunțat prea ușor la tine? Nu neapărat. Dar o să-mi fac datoria cât mai bine și sper să fiu cât mai mult. Echipa națională e o prioritate pentru tine? Echipa națională e o prioritate pentru orice jucător. Sper să fac jocuri bune și să intru și în vizorul echipei naționale. Dar și valoare unde vrei tu, Graeva? Deci valoare văd în primul vizorul echipei din România. Situația de la Ceaflău nu mai este. Sunt destul de multe probleme, avem un patron nou, Masoni. Situația este destul de delicată, dar sper cu venirea acestui nou patron să se rezolve unele probleme. Totuși, cu banii luați pentru tine, Ceaflău se poate salva. Sper să se poată salva, mi-aș dori lucrul ăsta. Ceaflău are un loc special în inima mea, am fost la un jucat acolo foarte mult timp și sper ca cu banii luați de ei să se poată salva. Te-ai dori ca în retur să faci echipă la Craiova cu Tecnica, cu Gerardo, cu Arsenal? Eu sunt sigur că Craiova, la ora după, are un loc foarte valoros. Jucătorii care vor mai veni, sper să ajute echipa. Prin ce poate face diferența Craiova în acest lucru? Prin ce a făcut-o și până acum. Au un grup unit, un colectiv bun și prin jocul prestat. Grupul de antrenori, să nu-i încălță, nu-i să îmbrăzi. Atunci dumneavoastră a făcut treabă foarte bună și sper să facă șoptat. Înveți oltenește? Nu cred că este nevoie. Cât vă atâteam atunci când vei lua pe partea băncilor de regionă? Dacă vei supăra cu să-i încălță. Nu, te-ai apucat de fotbal ca să joci fotbal, nu să-ți fie teamă. Ești în teren, uiți de tot, ești concentrat asupra jocului. Este un dezavantaj faptul că nu vezi mai jucat în retrăvă. Tu, unde la treaba, nu ești un fotbal. Sincer să fiu, nu am jucat niciodată în retrăvă, dar am observat că lumea foarte mult iubește acest stadion, dar sunt sigur că oriunde am jucat, pot trebuie să fie alături de noi. Mulțumesc mult de tot.